În curând, orașul va dispărea distrus de civilizație. Omul se va întoarce în natură și va trăi ca la început de lume. Cu această filozofie în minte, mii de bogați ai Rusiei și-au părăsit locuințele luxoase și carierele promițătoare și s-au refugiat în sălbăticie. Trăiesc izolați în iurte și colibe primitive, se îmbăiază cu zăpadă topită, mănâncă doar ce cultivă și își învață copiii să se joace dezbrăcați afară la temperaturi siberiene. 6 luni pe an, drumurile de acces în satele lor sunt impracticabile, dar asta nu-i deranjează. Departe de lumea dezlănțuită, foștii manageri de companii internaționale au găsit paradisul. Locul pustietății, într-o colibă cu o singură încăpere, bătută de vântul siberian și troienită de zăpadă la mijloc de aprilie, doi copii învață să-și acordeze simțurile la o viață nouă. David are 12 ani, Danila 7. Nu sunt la școală și probabil nici nu vor merge vreodată. De 2 ori pe an ies din lumea lor, străină nouă, și pleacă spre satul vecin să dea câteva examene. În rest, educația lor, copilăria lor, viața lor se desfășoară după alte reguli, stricte, dar nemai întâlnite. Așa au ales părinții lor, cei care i-au adus în urmă cu un an în mijlocul sălbăticiei, acolo unde Uralii se varsă în Siberia și timpul curge fără sfârșit. Ca să ajungi în așezarea de la porțile Siberiei, ai nevoie de noroc. Noroc să găsești drumul circulabil, noroc să ai o mașină obișnuită cu vremurile de război. Pentru noi, drumul e o aventură cu final imprevizibil. Pentru Constantin, o cale spre rutina viitoare. În câteva luni va fi și el un om al pustietății. Ironic dacă te gândești că pustietatea îi invadase sufletul deja. Până nu de mult a fost anchetator în temuta miliție rusească, dar nu vrea să vorbească deloc despre asta. Vrea doar să spună de ce a decis să se mute în așezarea Alexandrovka. Ну, я так скажу, я иду к счастью именно этим путём, чтобы что-то в этом мире изменить к лучшему, сделать в первую очередь это для себя, во вторую очередь, может быть, показать другим, что это возможно. E doar unul dintre miile de ruși, intelectuali, bogați, cu carieră, care, speriați de păcatele lumii, renunță la civilizație pentru a se retrage în locuri care nouă celorlalți ne dau frisoane. Obosiți de aglomerație, de goana după bani, de poluare, de falsa bunăstare a orașului, și-au vândut casele și au înghețat conturile și s-au retras în sălbăticie pentru a trăi ca la începuturile lumii. Sunt deja peste 200 de sate în Rusia construite de la zero de oameni ca ei. Oameni convinși că în curând progresul se va întoarce împotriva noastră, iar lupta ne va fi fatală. Вся наша вот нынешняя технократическая цивилизация, она направлена на разрушение всего человечества. Acesta e satul Alexandrovka, renăscut pe neașteptate după 50 de ani. O nouă ironie. Într-o vreme, aici exista viață. Apoi însă oamenii l-au părăsit și au plecat la oraș, ademeniți de mirajul tehnicii aducătoare de civilizație. Mișa Fomici își amintește bine vremurile acelea. El n-a plecat. Lucie, că oamenii au început să se zăselească. Им здесь очень трудно. С этажа их спустились они с этажа, из каменных нор повылазили, сейчас хотят объять необъятные. În taiga, necuprinsul e în forma absolută. Spații imense, tăcerea surzitoare, frig neîndurător, zăpezi care te îngroapă. Raiul pe pământ pentru o mână de oameni care nu mai vor să vadă beton, să audă claxoane, să îndure răceala omului de lângă ei și praful care te înghite în mijlocul orașului. Când stau vopros, a почему, în principe, каким образом здесь начинает жить, вот, для меня почему-то первое, что я подумал, о том, что может быть юрта, в квартирах-то жили, так у нас у каждого сына у него у нас отдельные помещения были, и как бы каждый выстраивает для себя мир, а вот в таком пространстве круглом мы на самом деле узнаем, что такое семья.
A fi putut să-și facă o casă mai solidă ca unii dintre puținii lui vecini. A preferat însă iurta, un fel de cort cu podea de lemn, considerând că numai astfel poate deveni ce și-a dorit, un om desăvârșit de pământ, de natură, de izolare. E pe jumătate neamț, pe jumătate rus. A fost manager de talie internațională, a fost bogat și a trăit mult timp în Occident, înainte de a se muta la doi pași de Siberia. A zarabatul eu foarte хорошо. Я мог занимался и благотворительной деятельностью, ну и сделал какой-то запас, естественно. Для чего? Și-a luat soția și copiii și a plecat departe de tot ce simțea că le anulează fericirea. Stau toți patru într-o singură cameră și li se pare un vis frumos. David și Danila cresc departe de oameni, departe de școală. Educație primesc însă din plin. În Alexandrovka toți au studii superioare, fiecare în alt domeniu, așa că au ce și de la cine învăța. Мне ВКонтакте уже говорили: «О, как вам везет! В школу не идете, дома весь день торчите, так что у вас вечные каникулы!» Lumea de afară nu-i mai sperie. Sunt atât de liniștiți aici, în universul lor intim, încât nu-i interesează ce se spune despre ei. Некоторые не понимают нас, да, то есть, а когда непонимание, то возникает, естественно, боязнь. А кто такие, что они такое, что из себя представляют? Других начинает интересовать, а не есть ли это какие-то секта там или еще что-то там, какая-то религиозная, да, там, с каким-то мировоззрением. А что это за мировоззрение у них? Вот, и не есть ли это какая-то террористическая организация там, то есть, ну и доходит вплоть до того, вот, ну, мы с улыбкой, в общем-то, на это дело все. Вот, когда мы начнем. Пища готова? Mănâncă simplu și doar ce cultivă. Morcovi, varză, cartofi, gătite rusește pe plita cu gaz, dacă reușesc să ajungă în civilizație, sau la foc de lemne. Curent electric nu există. Și-au instalat însă un panou solar care îi ajută să-și lumineze nopțile. Nici apă curentă nu au. Și vara și iarna se spală în râu și se călesc cu găleți de apă aruncate peste ei la temperaturi siberiene. Soțul Iuliei a fost primul locuitor al refugiului din taiga. A venit aici acum 5 ani când n-a mai suportat stresul funcției pe care o avea în domeniul construcțiilor. Sunt obișnuit, viață, gărăscoie, работал. Потом познакомился с идеей создания родовых поместий на земле. И начал искать единомышленников, и ну, нашлись много людей, оказывается. De 5 ani n-a regretat nicio secundă decizia de a părăsi lumea civilizată. Zatna, prospect. Prospect, lumea, там. Zatna. Mașini, днем и ночью, самой ночи. Сейчас вижу вот. Свой участок земли, окружающие вот, горы, дождь, погода, все видно, ночью звезды. Aici s-a căsătorit cu Iulia și tot aici, în casa lor dintre munți și imensitatea Siberiei, s-a născut primul lor copil. Se poate și dom rожать. И это даже для ребёнка будет более мягко, более благоприятно. Ну, приходила еще соседка, вот, она пару раз присутствовала на домашних родах. Ярослав are acum un an și jumătate, e sănătos tun și nu a fost vaccinat, nici nu va fi. Iulia și Sergei spun că au modul lor de a-și crește copilul sănătos. Вопливаем каждое утро его. А вот сначала бегал босиком, потом я... А потом мне надо было, чтобы он подольше там побегал. Он сначала босиком побегал, а вот, потом бежит, бежит. Я его научила надевать валенки. Вот он голый одевает валенки и пошел. Visul lor e să nu mai aibă niciodată nevoie de bani. Un idol păgân de care, spun ei, ar trebui să ne lepădăm. E un crez la care aderă tot mai mulți în Rusia în ultimii ani. Alexei e mesagerul lor. Vine în sat de câteva ori pe an, culege impresii, face fotografii și încearcă să împrăștie filozofia celor din Alexandrovka, acolo unde știe că există teren fertil. Сейчас уже вот эти вот дома, которые вокруг находятся, их еще летом прошлом половины не было. Я... Думаю, что через год здесь вообще будет все очень сильно застроено.
Pe Simeon l-a convins deja. Tocmai își înalță și el iurta în Alexandrovka. A fost director de vânzări pe Rusia la două dintre cele mai mari companii internaționale specializate în cafea și bere. Dar i-a ajuns. Тот подход, который сейчас транслируют и на российские корпорации, многие западные корпорации, таков, что люди должны полностью отдавать себе работу по их работе, по их мнению. На личную жизнь у них не должно оставаться ни времени, ни даже желания. Vine în taiga de câte ori poate să se contopească cu pământul, spune el, să se aclimatizeze la o viață complet nouă. Fără bani, fără carieră, fără tehnologie. Doar el, ai lui și gândurile. Toate în libertate absolută. Я хочу воспитать своих детей сам, воспитать их счастливыми, здоровыми. Ну и, естественно, самому быть счастливым и сделать счастливой одну женщину, которая моя жена. Pentru Constantin, zis șamanul, viața în sălbăticie nu e doar un mod de trai, ci o adevărată religie. Idem cu istocul, исследуем все природные процессы, стихии и пытаемся соединить связи с нашими предками. Нам надо эту землю принять, вот, поклониться ей. Она уже не будет от человека защищаться, ей не нужно будет, вот, если человек наладит с ней равновесие. E și el un fost membru al Serviciului de Securitate al Rusiei. Visa să devină medic și, într-un fel, a și ajuns. E vraciul comunității și își vindecă puținii pacienți cu rugăciuni și plante pe care le studiază de când s-a instalat aici, în urmă cu 3 ani. E de altfel singura formă de ajutor medical pe care o acceptă comunitatea, iar Constantin e priceput. Și în boli fizice, și în dureri ale sufletului. Чтобы человек лучше расслаблялся, ему дополняют такие звуки. Или вибрации голосом там. Aici e locul în care se vindecă traumele aduse cu ei de peste ani. Sauna e curățire trupească și sufletească. Чувствовать жар, чувствовать холод, все обостренно. И этот контраст дает возможность. Și tot aici au timp să-și spună toate lucrurile de pe lume. Pun la cale micul lor univers și se bucură împreună de ce li se întâmplă. Pudoarea a dispărut. Ei nu mai sunt străini. S-au descoperit pe ei înșiși și mintea li s-a eliberat. De parcă taigaua care li se deschide în față în fiecare zi a noii vieți le-a oferit noi orizonturi. Так, ну вот понюхай, как оно. Да, класс. Потихонечку. От души. А это вообще запах тайги. E o lume de frontieră aici, e între Europa și Asia, între civilizație și primitivism, între Ural și Siberia, între sclavie urbană și libertate absolută. O lume care te surprinde și te contaminează, cum s-a întâmplat și cu noi în câteva zile de filmare. Tu e ceva foarte tare. E un trai pe care ei și l-ar dori pentru noi toți. Știu că drumul până acolo e lung și greu, imposibil chiar pentru unii. Ai nevoie de convingere și de curaj și de o revelație despre propriul drum în viață. Dar cred cu tărie că într-o zi vom hotărî cu toții să închidem civilizației ușa în nas.